Situația complexului energetic Oltenia atinde să devină tot mai sumbră pe zi ce trece. Compania energetică s-ar putea trezi cu 1000 de salariați în plus, asta în condițiile în care 802 persoane au fost disponibilizate recent. Este vorba despre revenirea în patrimoniul CEO a carierelor de la Berbești și Alunu, care au fost preluate de CET Govora, iar din cauza nerespectării actului de cedare, cele două perimetre ar urma să revină entității energetice. Complexul energetic Oltenia s-ar putea trezi în scurt timp înapoi cu cei 1000 de angajați de la carierele Berbeșial 1. Intrarea în insolvența CET Govor ar putea determina revenirea perimetrelor miniere la CEO. Afacerea înseamnă cariere, ori carierele nu plutesc în aer. Carierele sunt aferente unor suprafețe de teren, nu? Lipsește obiectul principal al terenului dacă nu ar transfera proprietatea asupra terenurilor. Noi nu am avea ce exploata. Nu am fost notificat oficial despre respingerea proiectului CEO. Nu știu ce să vă spun. Suntem în grafic cu plata tranșelor. Am plătit pe 2015 și s-a plătit o parte și din 2016. Suntem în grafic cu plățile. Acum trebuie să înțeleagă cei de la Oltenia că un contract e un contract. Trebuie să-l respecte ad literam, de la prima până la ultima virgulă. Și dacă astăzi, la aproape 2 ani de la încheierea acelui contract, vin și pun retroactiv în discuție valabilitatea contractului, bucuros le dau înapoi. O mie de specialiști din minerit și trei cariere minunate de pământ, a declarat administratorul judiciar la CET Govora Remus Borza. La vremea cedării perimetrelor miniere către CET Govora, reprezentanții CEO au susținut că măsura este una bună, mai ales că nu se mai plăteau salariile celor 1000 de angajați, însă CEO nu și-a recuperat banii de la unitatea din Vâlcea nici în aceste condiții.